Cei doi pompieri din cadrul Isu Giurgiu au donat sânge pentru una dintre victimele accidentului de marți săra din localitatea Comasca, o tânără aflată în stare gravă la un spital din capitală. Salvatorii au văzut apelul făcut de tatăl fetei pe o rețea de socializare și au mers la centrul de transfuzii unde au donat sânge pentru tânăra care a suferit leziuni grave. Fata este una dintre pasagerele mașinii care s-a făcut praf marți noaptea după ce s-a izbit de un copac. La spital cu răni grave au ajuns și alți doi pasageri, o fată și un băiat din Braniștea și municipiul Giurgiu. Toți trei au fost transferați la un spital din capitală. Șoferul un tânăr care urma să împlinească 19 ani a decedat pe loc. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul. Cei care vor să doneze sânge pentru tânără, dar și pentru alți pacienți, o pot face la centrul de transfuzii Giurgiu, unde se poate dona de luni până vineri între orele 7.30-11.30.